Tu cine îmi promâniești? Aoleu, fratele meu, ce faci? Fac bine, dar spune-mi cine ești tu și nu atinge nimic de la PC. Sunt Jenny, mi-a spus mă, că n-aveai timp să filmezi pentru canalul tău de YouTube. Și am filmat un rog tău. Bă, YouTube, nu YouTube, bolnavule. Te omor dacă s-a încărcat videoclipuri pe YouTube, te spânzuri, ai înțeles? Ușor, românule, că s-a buzunar la gât să omoră mama în pușcărie. Da, da, boss. Spune mai pe scurt cine ești și hai să vorbim. Haoleu, mâncați și pe sud. Fiul lui Smarad, verișorul lui, verișorul tactul de-al doilea și suntem neamuri, ai înțeles? Mâncați-și. N-am înțeles nimic, dar e ok, dar din câte văd eu, o duci mai bine decât mine. Cu ce te ocupi? Păi am fost așa, frizer, ciuritor, pește și dealer. Aha, la frizer ce s-a întâmplat mai de te-a dat afară? A venit una la mine și a zis să-l tund șmechere. Așa, și? Păi să moară mama, nici pe mine m-aș fi întors atât de șmecher. Ok, dar de ce te-a dat afară? Stai să vezi, l-am întors atât de bine și după s-a ridicat de pe scaun și mi-a dat 2 lei și restul pagă. Și mi-a zis, se putea mai bine. Și atunci, cum am învățat eu de la școală, de când eram mic poștan, m-am dat la 120 de gradele în spate. Mi-am tras o frecvă din plămâni și din creier. Și am făcut-o direct între ochiane și am zis, bă, trageanii, nu dai 2 lei, îmi bătai de 2 lei, ai înțeles? Am înțeles, dar aș spus că ai fost și ciorditor. Da, a fost. Sper că n-ai frate la personari. Nu, frate, am ciordit din mașina de poliție. Bă, dar prost ești, bă. Ce-ai spus, mă? Nimic, postule, gata. Ha, așa mă gândeam și eu. Păi ce-ai fără, mă? Am încercat să vor gerafarul de la mașina de poliție. Dar erau polițiști în mașină. M-au băgat în mașină, m-au dus la bulou și din bulou m-au băgat în pușcărie, fratele meu, mereu. Și acolo am dat de unul de 1,90 m, de 150 de kg și unul de 1,80 m. Pentru 30 de zile am fost fetița rolbă pentru 30 de zile. Și când am plecat de acolo, am plecat cu o curu aeroport, ce știi tu, mâncați-și. Mă, frate, dar tu ai zis că ai fost și pește. Ce s-a întâmplat acolo? Pentru că aveai fetiță și tu stăteai degeaba. Vineam și banii. Ce s-a întâmplat? Păi am fost pește, mâncați-și. M-am dus într-un bordel din Amsterdam. Am văzut acolo în cartierul roșu un pește de ăsta mai mare și m-am rugat de el. Bă, n-am bă, frate, ajută-mă și pe mine. Ok, bă, să te ajut. Și m-am făcut un pește de ăsta mai mic, știi? Și mi-a dat 3 fetițe, că eu fiind sărac. Și eu n-am avut bani să crez fete pentru mine să le bag la produs. Și mi-a dat 3 fete pe mână și a zis, bă, cum e te? Ai grijă ce faci, că dacă nu ești cu ochii pe ele, astea fac cu bani, bă. Am zis, cu-i șeful, serizor. Ce mama dracuia mi-a făcut? L-am dus la produs și mai aveau fetițele, treaba vreo 50 minute acolo. Dar m-am apucat o care, până nici. Când am mâncat pepene cu suguri,
must, coponul și curapte, nu m-a apucat o căcare de asta, bă. Că și acum m-am dus într-un tofiș, mi-arăt mort, cam un soi de oră. Când am venit la locul de muncă, n-am mai văzut fetițele acolo. A fugit cu bani, cu bani. Și după aia a venit șeful, îl moare la mine. Și m-a băgat în ocuror, ca să-și trebuie copilul de banii. Trist, nu? Păi și fetele acum unde sunt? Dragul știe, a fugit cu banii, mâncați. Și șeful tău ce-a spus? Păi ce să zică? M-au înlocuit cu ele ca să-și recupereze banii. Se vede că nu poți sta bine în fund. Dar ai fost și dealer. Acolo ce s-a mai întâmplat? Păi să vezi ce pe am luat mâncați. M-am întâlnit cu niște tovarăși în anul 2013. Și mi-a zis, bă, Jenny, avem o mașină în Timișoara, frate. Ce zici, te poți și eu în anul și nouă? Și eu l-am zis, bă, frățioar, n-ai tu permis de conducere. Ce dracu trebuie să mă duc eu să vă aduc mașina din Timișoara în București? Și mi-a zis, bă, Jenny, nu fii prost. Îți dăm 300 de euro. Bine, frate, cum plec? Păi plec acum. Ai luat rata până acolo, nu? Nu am rata la băci, ci ai vericule. Bă, rata e... Lasă-o, dracu. Cu ce ai zis până acolo? Am ridicat degetul pe marginea drumului și m-a luat cineva. Serios? Da, hai, lasă-mă, dracu, să-ți povestesc. Ok. Am ajuns la destinație, am luat mașina și am venit înspre București. Mai aveam vreo 300 de kilometri, m-a oprit un echipaj de poliție și m-a întrebat, alo, domnul, unde vă îngrăbiți așa? Și i-a zis, bă, frățică, mă grăbesc la tovarășii mei care mi-au dat 300 de euro doar să-l aduc mașina în București. Și ei mi-au zis, aha, bine, puteți să controlăm mașina? Da, frățioare, controlați-o. Și au zis, aha, gata, puteți să mergeți la era tovarășii tăi? Bă, ești prost, rău de tot, bă. De ce, boss? Lasă-mă să povestesc. Am găsit de sub o mașină 160 de kilograme de cocaină și a zis, băi, Gianni, s-a cântegat pe tine, puteți să mergeți și noi la tovarășii tăi în București să le facem o surpriză. A, da, bus, veniți cu ce vă pagă mâna până acolo să nu ne plictisim ce trăie acum. Da, bravo, mă! Transportați, drăgule, acum transporti și porciști. Am intrat în București și l-am spus, stați puțin să sun tovarășii, să le spun că am ajuns în București și ajungem 5 minute de parcare. Și atunci poliția mi-a zis, să nu le zici că e cineva cu tine, că vrem să le facem o surpriză, ok? Că ta boss, nu le zic. Pac, scot telefonul, sunt tovarășii. Alo, deci bă că ajung în 5 minute, da? Dar mai am și surpriză pentru voi. Ok, mâncați-și. Ok. Am ajuns în fața blocului și acolo n-am zis. Am urcat în apartament și am chemat și pe prietenii mei. Chiar sunt curios ce s-a întâmplat mai departe. Am ajuns în apartament și i-am luat și pe tovarășii mei cu mine. Și când au văzut ăștia care stăteau în apartament, când au văzut gabării, au spus,
unul altul s-a uitat în față și a zis, bă, ăsta e prost. Au dreptate, chiar ești prost. În acel moment, polițiștii ne-au pus jos și ne-au arestat, mâncați-și. Bravo! Două joburi, două pușcării. Măcar a fost mișto, frăcioare. Am stat într-o cameră pe 2x3 cu tovarășii mei timp de 5 ani de zile, bă. Și tovarășii tăi, unde-s? La pușcărie. Și i-am întrebat pe polițiști când mi-a dat mie drumul. Auziți, dar tovarășii mei, unde sunt? La care poliția, pe tovarășii tăi. Ținem aici, alături de noi, pentru că am prins drag de ei și o să ținem toată viața aici. Bă, știi ceva? Mai vorbim și cu alte ocazii, că acum am treabă. Pleacă! Bine, mă, că mă dai afară. Hai că am plecat. Aoleu, poliția. Nu știu că de ei. Dă-te cu sabie, oricum. Băi, ești nebun! Stau la etajul 4, mă, n-are nimic, mă descurc, dă-te la o parte. Iar o animală, vai de priza, mă, și ăsta chiar s-a aruncat. Ăsta-i spatele, frate, să mor eu.